Salutare tuturor și iată-ne la videoclipul în care vă voi face turul complet al sistemului audio din Passatul câștigător. După cum bine știți, am participat cu el la finala europeană de la Salzburg EMA și am luat locul întâi în categoria Entry Unlimited. De atunci și până acum când fac eu videoclipul ăsta, am fost cu el prin țară să fac cât mai multe întâlniri și să mă întâlnesc cu cât mai mulți dintre voi. Și așa că am să vă rog să lăsați acolo în secțiunea de comentarii feedback-ul vostru după ce ați ascultat sistemul din Passat. Să spuneți acolo ce feeling ați avut, v-a plăcut, nu v-a plăcut, pentru că, cum v-am mai spus eu, SQ-ul nu este pentru toată lumea. Trebuie să înțelegi, să apreciezi muzica bună și apoi, cu siguranță, îți va transmite niște emoții plăcute. Dar înainte de toate, pentru că mulți dintre voi care nu cunosc videoclipurile vechi de pe canal m-ați întrebat de ce e Passat, de ce te-ai gândit la Passat. Ei bine, mașina asta am avut-o și dacă vedeți acolo în istoric videoclipurile vechi, o să vedeți câte nebunii de modificări am făcut eu la mașinuță și cât îmi e de dragă. Tocmai de-aia am ales să merg mai departe tot cu ea și s-a dovedit a fi o platformă foarte bună pentru partea asta de sound quality și da, toate puse cap la cap au făcut-o să devină campioană, să zic așa. Vom porni din spate. Mai exact așa arată portbagajul. Și ce avem noi aici? Ei bine, am să vă explic de ce am făcut lucrul acesta. Pentru că am vrut să eliminăm, să zic, cât se poate de mult din problemele care pot apărea pe viitor la partea de audio și rezultate bune. Asta înseamnă că fiecare difuzor ideal ar fi să fie pe circuitul lui de curent separat cu amplificatorul lui, dar asta înseamnă niște costuri foarte mari. Nu toată lumea dispune de ele, nici eu nu dispun. Și da, este bine, este ideal, dar se mai pot face și mici ajustări, cum am făcut eu, să zic, și cum au făcut și alții. Așa că, de ce am atâtea amplificatoare? Pentru că cele Maro, care sunt vopsite în câmp electrostatic, sunt amplificatoare. Sunt legate doar la difuzoarele care sunt montate doar în față. Nu am niciun difuzor în spate, în portbagaj, în uși și așa mai departe. Deci tot ce este aici este pentru difuzoarele din față. Așa că sper că n-am uitat ordinea corectă, dar un amplificator, astea sunt stereo toate, și cel mare de sus, dar cel mare de sus nu este activ pentru că urmează să fie montat la un subwoofer care probabil va fi montat în zona aceasta. Așa că revenim. Partea din stânga, mid-bass, acela este pentru înalte și medii, cel din mijloc spate este pentru subwooferul din față. Deci 1, 2, 3, 4, 5 amplificatoare și bineînțeles asta este partea din dreapta. Cel de sus nu este activ. Ce este cutiuța asta? Rosalie. E, aceasta este creierul mașinii, dacă pot să spun așa. Pentru că este vorba de un player high-res cu procesor de sunet incorporat. Are 12 canale în partea de jos și în spate sunt, pe aici, pe undeva în spate, am să vă arăt și acolo, mufele de USB pentru stick-urile de pe care ascult eu muzică, legăturile pentru unitatea audio din față și curent și alte nebunii. Așa că eu am ales să am 3 surse audio. Mai exact, sursa nativă a mașinii, care este un MIB 2 PQ, dacă nu mă înșel, asta este folosită pentru distanțe scurte, în oraș, să ascult un radio, un Waze, chestii de genul ăsta. Aia este prima sursă. Bineînțeles, asta fiind un player high-res, este sursa principală pentru o calitate cât mai bună. Și mai am în cotieră, am să vă arăt când mergem în față, încă un streamer pentru Apple Music, Tidal Connect, Spotify, Bluetooth, dacă vreau, sau YouTube și așa mai departe. Acela este cu intrare optică, cablul verde, direct în player. Unitatea audio din față, MIB-ul, vine prin aceste două RCA-uri și cele roșii sunt RCA-urile care merg în amplificatoare. Cam așa arată și portbagajul. Suportul acesta este făcut din lemn, cred că MDF, dacă nu mă înșel.
la CNC este dată forma aceasta și șanțul acesta încât să permită îmbinarea cu două feluri de materiale. Este din alcantara și piele, un fel de piele. Așa. Și am vrut să arate cât mai curat, să mai am și un pic de loc dacă e nevoie. Și eu zic că arată foarte bine. Mulți dintre voi care ați văzut sistemul au fost foarte impresionați de cum arată și cât de clean e. Și mă bucură tare mult că aveți reacția asta și că am făcut o treabă bună împreună cu Norbi. După cum v-am spus, în uși nu am niciun difuzor, tot a fost scos, anulat și nu este nevoie de difuzoare în spate. Mergând în față, am ajuns la cotiera spate, unde am un streamer de la WIM. Acesta este streamerul. Aceasta este mufa pentru internet optic și mufa de alimentare, panoul din față. Deci este vorba de un WIM Pro Plus. De ce am ales să merg cu acest streamer? Pentru că are alimentarea pe USB și pot să îl leg la o baterie externă și pentru că are nevoie de internet să fac un hotspot și așa mai departe, l-am legat și la un router 4G cu legătura aceasta directă prin cablu, ca să nu mai folosesc Wi-Fi și alte surse care pot aduce, să zic, paraziți, chestii de genul ăsta. Da, știu, poate apar, poate nu apar, dar eu am vrut să elimin din start toate problemele astea și de asta am ales să merg cu sursa legată prin cablu direct la router și viteză, într-adevăr, un pic mai mare, pentru că Tidal-ul are nevoie de informație mult mai rapidă și fișierele sunt mai mari. Aia este o baterie, mai am și altele în caz că rămân fără, dar o zi întreagă pot să ascult fără probleme. Cotiera a fost modificată, scuzați un pic praful, așa, cotiera a fost modificată, decupată, aici am făcut un suport, o ramă la imprimantă 3D, a fost vopsită negru lucios și asta este sticlă, nu plexi. Cam așa arată, am ales sticla ca să nu se zgrie, știți că dacă ștergi plexiul de foarte multe ori, apar acele zgrieturi și nu mai e ce să-i faci, așa că de asta am ales sticlă. Poate o voi reface pentru că nu arată cel mai bine, micile imperfecțiuni ies în evidență cu negrul ăsta lucios, dar pentru o primă încercare eu zic că a ieșit foarte bine. Mai departe, aici se află cele mai frumoase lucruri. Așa. Și cam așa arată bordul cu noile modificări. Nu vreau să vorbesc de nimic ce înseamnă trimuri sau alte nebunii ce l-am făcut eu. Voi face un clip dedicat cu toate modificările pe care le-am adus mașinuții. Mă refer acum doar la partea de audio ce am făcut. După cum vedeți aici, Big Boy-ul, subwooferul față. Aici este un difuzor de 10 inci într-o incintă închisă și litrajul pentru incinta asta cred că este undeva 16-18, Norbi zice că ar fi un 20 de litri, dar nu știu exact. Textura e greu un pic de redat pe cameră, dar e cam aceeași textură ca bordul. E un fel de piele care imită partea aceasta. Acum, pentru că sunt diferite curbe, să zic așa, și forme, lumina se reflectă un pic ciudat. Dar, da, arată chiar foarte bine și se integrează foarte bine. De ce am ales poziționarea asta? Ei bine, pentru că difuzorul montat cu fața în jos ajută să coboare la frecvențe foarte joase, mult mai bine decât unul dacă ar fi fost să bată de la picioare înspre pasager. Atunci era un fel de mid-bass, iar așa
coboară la niște frecvențe mult mai joase și ajută destul de mult. Cea mai controversată parte este la partea de midbaș. Deci, difuzoarele acestea sunt difuzoarele care în mod normal ar fi aici în ușă jos. Eu l-am montat aici. Genul acesta de montaj se numește IB, Infinite Baffle. Adică baffle-ul, gura aceea de respirare, să zic așa, respiră în afara mașinii. Există acolo o gaură prin care respiră în afara mașinii, bineînțeles cu burete de protecție, un grilaj metalic și carenajul roții de plastic. Apa nu are cum să ajungă aici, mai ales că conul acesta este de hârtie și odată ce ajunge apa pe el, nu-i face foarte bine, de aceea este protejat foarte bine. Le-am cam de un an de zile și chiar l-am dat jos pentru că am modificat prinderea și inelul și modul de montare și s-au comportat foarte bine, n-a avut decât un pic de praf. În rest, a arătat foarte bine. Deci l-am montat așa pentru că partea aceasta a mașinii, oala aceasta care merge pentru a acoperi roata, este foarte rigidă. Iar midbasul, odată montat cu inel de aluminiu care este foarte gros, undeva pe la vreo 4 cm, 3,5 cm, dacă nu mă înșel, și destul de lat în lățime, să zic așa, oferă o rigiditate foarte mare. Deci difuzorul aici este beton și atunci se mișcă doar conul cu membrană, atâta tot. Vibrația nu se duce în podea pentru că și podeaua este foarte bine insonorizată. Aici am cam vreo 5 straturi și nu prea simți midbasul. Deci asta înseamnă că este foarte eficient și are o rapiditate foarte bună, mai ales fiind Micro Precision seria 7. Mai departe, începem cu stâlpul A, care bineînțeles că este făcut custom. Are și forma asta frumoasă așa de ochi, am vrut eu să-i spun și să-mi o reproducă în orbii. Este îmbrăcat în Alcantara, iar plafonul este negru, normal să zic așa, OM. Și aici se află tweeterul. Poziționarea lui este foarte plăcută, nu tâmpin niciun fel de problemă să-mi obstrucționeze vederea acolo și este foarte, foarte bine prins. Iar pe bord sunt piesele de rezistență, să zic așa, sunt difuzoarele de medii. Să încerc să ridic un pic, deși este, nu e prea bine prins, încât nu o să pot să îl desfac, dar am să vă las o poză cu ele. Sunt niște difuzoare de medii un pic mai mare față de cele obișnuite, să zic așa. Cam așa arată și vederea în ansamblu. Și acum haideți să vă spun și părțile tehnice, pentru că acum am fost așa o descriere mult, mult mai rapidă, dar să vă spun efectiv care ce produse sunt. Începem cu creierul sistemului, care este un Goldhorn P2 Pro, dacă nu mă înșel. Cablurile, RCA-urile sunt AudioQuest, Golden Gate, cele roșii, Forest este cel optic, și Tower, cele negre, astea sunt, să zic, cea mai slabă clasă. Red River sunt cablurile de RCA pentru amplifuri. Red River sunt acelea individuale. Astea sunt împreună și astea sunt individuale. Amplifurile sunt Mosconi AS100.2 și AS300.2. Bineînțeles, vopsite custom în câmp electrostatic să imite un pic culoarea mașinii. De Win v-am spus, Win Pro Plus și Netgear Nighthawk, nu mai știu cum se numește routerul. După care, subwooferul de la Rebec WL10. Seria 7 de la Micro Precision pentru midbaș, Z100 mediile și seria 5 tweeterele.
Da, cam ăsta a fost sistemul. Sper că v-a plăcut micul meu tur. Dacă aveți întrebări și vreau să știți efectiv ce înseamnă, îmi cer scuze dacă am ratat eu niște chestii mai tehnice, să zic așa, sunt cu capul așa un pic plin de atâta informație din ultima vreme și mă gândesc pentru viitor ce va urma ca și upgrade. Dar da, în categoria mea, unde am concurat eu, acesta s-a dovedit a fi sistemul învingător. Dar ce e cel mai important din toate astea este omul din spatele lucrării. Adică aici este vorba de instalatorul meu, Norbert, care el s-a ocupat de tot ce înseamnă montat, poziționat, chestii făcute custom și așa mai departe. Și ce e cel mai important e pasul de la final, pe care vi-l recomand tuturor să nu-l neglijați, pentru că acolo este cu adevărat măestria, să zic așa, instalării. Este vorba de reglajul final, tuningul audio, să zic așa, de final. Acolo poți să o dai în bară sau poți să câștigi foarte mult. Și aici am lucrat amândoi, să zic așa, în a găsi cea mai bună variantă pentru ceea ce am eu disponibil și, mă rog, ne-am pus capul la contribuție, am văzut în ce buget m-aș putea încadra și a reușit să scoată cei mai buni din sistemul ăsta, drept dovadă și premiul care și-a spus cuvântul. Da, cam asta a fost sistemul meu. Sper că v-a făcut plăcere și acest tur, să zic așa. Eu anul acesta vreau să mai fac câteva întâlniri prin țară, să mă întâlnesc cu cât mai mulți dintre voi care sunteți pasionați, îndrăgostiți de genul ăsta de muzică și să vă fac câte un demo, să vedeți cu adevărat ce înseamnă, pentru că una este când asculti tu prin telefon, microfoane și comprimări și alte nebunii, nu se compară aici cu realitatea și de aceea vreau să fac cunoscută partea asta de sound quality cât ori mai multora dintre voi și la cât mai multă lume să aducă vestea, pentru că e un lucru extraordinar de frumos. E vorba de sentimentele, de emoțiile pe care le transmite în tine și despre asta e vorba în sound quality. Bine, dragilor, mulțumesc mult că v-ați uitat până la final și la acest videoclip, iar până data viitoare, numai bine! Ciao!